Primarul Mircea Gutău alături de viceprimarul Carmen Preda au inaugurat parcul din zona nord, o investiție de aproape 520.000 de lei, realizate pe o suprafață de 4.654 metri pătrați din terenul arundat Colegiului de Silvicultură și Protecția Mediului. Lucrările executate aici au constat în realizarea de alei și pavaje, a unei împrejmuiri și porți de acces, montarea unui sistem de irigație automat, modernizarea sistemului de iluminat și amplasarea de elemente de mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, iar în perioada următoare se va monta și o țâșnitoare de apă. Cu această ocazie, primarul Mircea Gutău a mulțumit instituției școlare pentru acordul de realizare a parcului și a declarat că această investiție era una absolut necesară pentru cartierul de nord, care nu beneficia de o asemenea facilitate, care va fi dublată de o alta, parc și loc de joacă pentru copii, ce urmează a fi dată în folosință în scurt timp în vecinătatea Colegiului Național Matei Basarab. În primul rând, aș vrea să începem la mulțumim inspectoratul, învățământul Ministerul Învățământului pentru faptul că a fost de acord să predea în administrare primăriei municipiului de Mulgea acest teren de 6.000 de metri pătrați. Și Cârcotașul, aș vrea să le spun, să vadă acum cum arată acest teren, cum arată, de fapt avem poze, cum arăta în trecut și cum arată acum. Unii deja spuneau că deja Gutău își face niște blocuri. Uitați ce blocuri s-au făcut aici. Deci s-a făcut o zonă, un parc excelent pentru zona de nord. Vreau să vă spun că vom mai planta câteva copaci, pentru că la această cultură care a fost la trecută, patru brazi mari au fost smulși de aici, în fața de pe teren. Locul arată impecabil, oamenii sunt extrem de mulțumiți, poate vom reuși să mai îmbunătățim, să mai mutăm și cișmea de apă. Vom pune un program dimineața la 6 până seara la 11, în așa fel încât cei care s-au obișnuit să-și petreacă nopțele prin parcuri să nu aibă acces la acest parc. Vom pune acces interzis celor care vin cu bicicletele, deci va fi ordine, mai ales că avem sprijinul liceului forestier, pentru că este și pază la poartă. Apropo de pază, acea clădire din fața liceului forestier va fi modernizată și intenționăm și facem și un WC public mai mult pentru cei care vin în această zonă de parc. Cât a costat investiția? Nu pot să vă spun cât, pentru că s-a făcut licitație pe SEAP, a costat 400 și ceva de mii, dacă nu mă înșel. Dar s-a 500 de mii. Cam în jur de 100 de mii fără TVA. Și sistemul de udare, este băgat sistem de udare, gazon pus, pavelele, gardul de jur împrejur, dar nu vă puteți să imagina ce era în jur, ce boscheterie se vede partea cealaltă, gard de jur împrejur, deci investiția a fost extra de reușită. În cât timp s-a făcut? Vreau să vă spun că s-a făcut într-un timp un pic mai lung, pentru că ne-a prins iarna, perioada în care nu s-a putut lucra, deci eu zic maxim găsând 5 de zile de când se lucrează cu acel timp mort. Cu bani de la bugetul local, da? Tot cu bani de la bugetul local și sper că în maxim 2 săptămâni vom inaugura și parcul de la liceul pedagogic, dar acolo așteptăm să inaugurăm o dată cu terenul de sport, avem și 3 terenuri de sport care sunt de lucru și un parc care arată impecabil și în 3 săptămâni ne inaugurăm. Mai ce mai numai să vorbesc? Nu, vreau să vă întreb, el a fost scos anul trecut, dacă nu mă înșel, din categoria aceea de parc dendrologic, da? Pentru că există niște speculații pe tema asta, că nu s-a tăiat, a fost un parc dendrologic și că s-a construit pe el. Nu, să lămurim exact, nu s-a tăiat niciun copac din cei care erau aici, doar s-au toaletat. A făcut de permanență acest lucru sub asistența unor specialiști de marcă. Chiar am primit o propunere de la un profesor pe care îl respect foarte mult și care e un om în vârstă și mi-a spus, poate vom concepe niște plăcuțe să punem pe copaci ca fiecare copii mic să învețe ce fel de copac. Exact. În acest parc au loc și întâlniri cu elevii de la școală, la liceul forestier. Profesorii pot să-și facă aici și orele. Și vreau să vă spun că m-am gândit foarte mult și am luat decizia ca în acest parc să nu montăm locuri de joacă pentru copii. Vreau să fie un parc, dacă vreți, pentru persoane de vârsta a treia, pentru cei care își plimbă nepoțe. Va fi permis aici să-și pună o pătură elegantă și copilul să stea acolo frumos întins la umbră, să se joace un joc. Deci exact cum vedem afară, se poate face și aici. Cum vedem afară, în sănătate. Doamna viceprimar, mai întâi de toate, la mulți ani de ziua dumneavoastră la lucru. Mulțumesc, da. Ce își dorește viceprimarul Carmen Maria Preda de ziua ei?
mulțumesc mult pentru toate urările. Nu-mi doresc decât să fim sănătoși cu toții, să fim mai buni, să schimbăm un pic lumea asta care încearcă să pună doar bețe și atât. Îmi doresc să fim sănătoși, una peste alta. Iar parcul ăsta arată extraordinar și oamenii din nord aveau nevoie de zona respectivă să fie plină de verdeață și să se bucure de acest spațiu verde. Cei mici, dar și cei mari, deopotrivă, au apreciat cum se cuvine investiția administrației locale. Bine! Îți place parcul? Da! Da? Da! Cum te cheamă? Damiana. Damiana, frumos nume! Ce faci tu în parc aici? Ce faci? La umbră, te joci! Da! Alergi! Pe alee, da? Câți ani ai? Vorbește! Câți ani ai? Spune, mamă, 4 ani! Am 4 ani! 4 ani, bravo, mulți înainte! Ești cu bunica, nu? Da! Cum e, doamnă, vă place parcul? Cum sună, foarte frumos! Da? Da! Suntem bucuroși că vara e căldură multă și avem și noi unde să ieșim în Părculeț și Părculeț e aproape de noi, că stăm aici lor. Față de ce era înainte? A, nu, nu veneam, că erau tufe multe și nu puteam să intrăm aici. Ne era teamă de, nu știu, putea să se găsească orice parte. Și nu veneam. Mai mergeam pe teren acolo, că alergau copiii și se jucau pe teren școlii acolo. Și rest toate bune, ne bucurăm că ni s-a făcut parc. Da. Și venim și noi, avem unde să venim cu copiii. Tot în această vară vor fi inaugurate și alte investiții de acest gen în alte cartiere ale Râmnicului.